Deși criza nu s-a încheiat, iar televiziunea publică este în plin proces de restructurare, România nu se lasă, participă și în acest an la Eurovision. Înscrierile pentru selecția națională au început astăzi, iar pe 18 februarie vor fi anunțate cele aproape 30 de piese care vor intra în concurs. În timp ce Polonia, Bosnia-Herzegovina, Slovacia, Portugalia și Turcia s-au retras din concurs în principal din rațiuni financiare, televiziunea română a alocat 200.000 de euro. Anul trecut, finala națională a României s-a clasat în top 5 al celor mai vizionate finale pe toate site-urile. România, după părerea noastră, trebuie să-și permită această participare pentru că este cea mai mare competiție mondială în acest moment. Cei care vor să-și încerce norocul anul acesta au la dispoziție 3 săptămâni pentru a se înscrie în selecția națională. În data de 9 martie vom afla cine va reprezenta România în Suedia la Eurovision. Anul acesta, pentru prima dată, juriul va alege participanții la selecția națională în urma unei audiții live. Unii participanți se declară încântați de schimbare pentru că vine în sprijinul celor talentați. Două piese, una pe care am pregătit-o de anul trecut, neavând timp să o înscriu anul trecut la Eurovision. Am lansat noua formulă Freestyle, cu ei am înscris piesele astea și pe ei o să apar. Anul trecut, trupa Mandinga a reprezentat România la Eurovision, a ocupat doar locul 12. Yeah!